Pornește într-o călătorie culinară alături de Lidl și șefi fără limite. Lidl, meriți să fii surprins. Trei prieteni au ajuns în finală și totuși luptăm. Fiecare își dorește titlul șef fără limite și cecul cu 30.000 de euro. Baftă, bro! Baftă! Fiecare a ajuns la bancul lui, am zis că vrea să stau în spate, că mi-e mult mai ușor să văd pe ei, mult mai ușor să coordonez. Iman, apucă-te de alea, bine? Da. Iman pregătește stridii și pomarul, eu mă ocup de pește, ca să fie pregătit. Bol. Sare folosim asta, am primit de la șef, ați înțeles? Da. Ca să fim cât de cât organizați, Nobu a pus totul pe hârtie. Ne-am făcut planul să începem cu toate preparatele care durează mai mult ca și timp de preparare și am pus merele la fiert pentru desert. Miere și chinez, da? Da. Deja Daniela s-a apucat clar de homar. Șef Dumitrescu, la proba aia pe care nu o să o iei niciodată, m-a învățat să curăț 13 homari într-o viteză cum n-ați pomenit. Așa că acum, deci nici nu trebuie 30 de secunde, hai, maxim 50, așa, și a zis, da? Da, și pun și cartofi, adică merg în main course. Spune-ne ce vrei. Ocupați-vă momentan de alea, cu cartofii, da? Îmi pare super bine că am cu cine să lucrez, capabil să se miște foarte repede. Băieții știu exact ce au de făcut, pentru că am repetat fiecare ce trebuie să facă. Mai mult decât atât, ei știu rețetele. Ce să aruncă din asta? Sacul ăsta? Se păstrează cu doar carnea. Pe care va face tempura cu bere, ou și puțină făină. Îl va prăji deep fried, scoatem, între timp o să facem un sos de ghimbir și eu mă ocup de maioneza pe care o să o punem peste homar. Mai sunt 40 de minute din prima voastră probă. Hai cu legumele, hai, bagă legumele. Unde ești, Tania? Tocător nu găsesc niciun... Ce nu găsești? Nu găsesc tocător. Eu nici tocător, m-am plimbat, n-am văzut tocător. Am zis că aia e, chiar dacă și mare finală și nu e ok să faci pe masă. Hai, legumele! Am pus puțină presiune pe ei de la bun început. Am vrut să știu că supa o să fie gata. Oricum blenduim, nu tăia foarte, foarte mărunt. Sosul de curry îl bagi în stocul ăla, da? Da. Înainte să intrăm în concurs, ne-am făcut o listă. Ce fac? Cuburi de mere proaspăt, cipi de măr avem, pudră de cajun. Ei bine, am uitat să trecem stridile pane pe listă. Scoicile, că trebuie sprăjite. Am luat repede stridile, erau pe masa Laurei, care se chinuia să le desfacă împreună cu Daniel. Am luat un cuțit. Și m-am apucat să desfac ca un nebun, mi-era frică să nu mă tai, să nu îmi intre cuțitul în mână. Adică nu e o treabă ușoară să desfaci stridii. Când ne-a fost nouă viața ușoară în concursul ăsta? Nu puteau mă ăștia să dea ceva mai ușor de desfăcut. Te descurci cu ele? Da. Bravo. E o stridie, mare lucru. Stridii gata? Mai... Cât mai ai curățat? Uite, atâta. Uite. Mai vreau încă vreo 4-5 bucăți, hai, da. Acum e vorba și de gătit, dar e vorba și cum coordonez echipa. Haideți, băgați viteză. Da. N-am găsit foi de dafin, mergem cu altceva. Pune și tu ceva acolo să se aromatizeze. Am pus niște cardamon, niște sare, piper, lămâie. Asta și m-am gândit după ce am aflat că Daniel o să fie la mine în echipă. Și mi-am dat seama că cele mai bune farfurii pe care Daniel le-a făcut a fost atunci când a lucrat singur. Vreau să mă asigur că face ritmul care trebuie și la temperatura care trebuie, dar lasă să manifeste. Laura, ia uite-te la asta, cred că e suficient. Da, e foarte ok. Este echipa din care mi-am dorit să fac parte încă de la început, echipa lui Șef Bontea. Și mereu, pe tot parcursul acestei călătorii, am fost gelos că eu nu am fost acolo în echipa aia. Uite că în seara asta mi s-a îndeplinit o parte din vis. Trebuie și mie o galbenușă. Doamne, Dani, cum ești? Jur! Nu știu, m-am focusat atât de tare și am avut o așa dorință să gătesc bine în seara asta, încât, nu știu, vrea să le fac eu pe toate. Ești magic! Ți-am lăsat stocul aici. Mersi! 30 de minute până la finalul primei probe, dragilor. Nobu! Ce văd, bă? Nu văd nimic, că sunt departe așa, nu prea văd ce fac în farfurii. Mai ai ceapă acolo pe masă? Da, vrei să stai un amărunt? Da, bag acolo la călit până deschid eu astea. Nobo, magit pe acolo, fac drept, nu mă aude nimeni. Nobo nu se uită deloc, mai cu capul pe unul. Aude nimic, bă, nu ridică capul, bă, ăla. Un pic de sare. Nu mai faceți, mă, voi.
cum e fește pe el? Eu îl simt pe șef tot timpul probei că ne urmărește și că e acolo cu noi, pentru că îi simt virbivirea și cumva îi aud vocea aia cu hai, hai, hai copiii mei, hai, hai, hai! A făcut, maioneza a făcut... Este, e aici, face, o așteptăm să facem. Da, șef! O să fim în timp, cu siguranță, nu fac nicio problemă, sunt foarte încrezătoare. Așa? Hai mă, nobă, mă! Unde-i care? Unde-i care? Că nu văd. Ce să, că n-ai ce face, stai pe margine și calculezi. Câte secunde mai avem? Dar mai avem timp să pune. Uite așa, a, cam asta a fost toată seara mea. A, voi nu vedeți ce fac eu acum, dar mi-am luat două lămâi și uite așa mă joc cu ele, că nu mai pot. Trebuie să refulesc cumva. Hai, Tania, Tania, hai! István striga în continuu mai repede, mai repede, la un moment dat nici nu dădea voie să toc legumele. Haideți, vă rog frumos, hai, băgați viteză, bagă ardei așa cum e, nu mai tăia, bagă așa cum e! Eu am zis că totuși să le toc un pic, ca să lase zeama aia, ca să reușească să se fiarbă mai bine. Haideți, fraților, câte să mă apuc de desert? Acum, el gândea foarte bine, el se mișca foarte bine, numai că în interiorul lui era mereu frica aia că nu va reuși. Zim dacă mai vrei, Ștefan. Nu mai vreau, apucă-te de homar. Novo? Da. Ceapa? E făcută? Lasă-mi acolit că mă ocup acum de tot. Lucrăm până acum super bine împreună, s-au organizat minunat, se mișcă într-un hal, zici că au venit de pe Marte și au altă viteză, iar pe Pământ le ajută gravitația să se miște mai repede. Bă, așa sunt ele. Ajunge, Tania, nu mai tăia, ajunge, ajunge, ajunge! Gata, pun. Uite, e ok? Da, e perfect, e perfect, hai. Încă câte? Încă 6. O mănușă îmi trebuie. Nu trebuie, hai, bagă. Am gătat și eu cu peștele, m-am apucat de tartă, trebuie să prăjesc coșulețul, după care să las la răcit. Mi-e frică că nu se întărește crema, așa că mai bine mă apuc de la început. Hai, 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 repede. Tania, ai făcut aluatul. Acum. István, era puțin așa, hai, 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 vă rog mult, vă rog mult, mai repede, mai repede. Absolut deloc nu m-a deranjat, e finala, îmi înțeleg perfect. Bagă pituța! Acum! Nu am calculat că dacă ea face și legumele, nu o să mai avem timp de pâine, am propus să facem și niște pituțe. Dar nu, schimbăm, nu mai avem timp. Ce? Vezi dacă avem foietaj. În 26 de minute eu reușeam să fac 7 pituțe, lejer. Efectiv, nu înțeleg de ce a renunțat. Vezi dacă avem foietaj. Avem, avem, avem. Bun, adă foietaj. Doamna mea, din foietaj nu e aceeași pituță, am vrut să-i spun. Dar dacă a zis el, mă apuc să scot foietajul. Ideea ca mare, mă rog. Mai ai și tu și mai taile acum cât pălea mari. Perfect. Ați găsit voi lemongras? Nu. Ia lime, ia lime. Ce trebuie prăjit? Ce trebuie prăjit? Zii? Trebuie aia de plăcintă prăjită, nu? Oh, îmi vine mie să intru să gătesc. Mi se arde untul ăsta. Ce ai acum? Pentru ce ai? Pentru pituță trebuie acum, usturoi. Un altul. Haideți, vă rog frumos, grăbiți, aruncă acolo în chiuvetă, nu mai sta cu ea în mână. De voi, de voi. Nu avem timp să ne învârtim cu o tigaie în mână. Hai, te rog frumos, că am pierdut mult timp și nu scoatem. Aruncă, punem alta, asta e, îmi pare și mie foarte rău, dar nu pot să fiu atent la absolut tot. Aoleu! Vezi că tot să mai fie un... Are o problemă, el nu are încredere în el. Haideți, dragii mei, haideți, dragii mei, ajutați, vă rog frumos! Asta le voi folosi ca să punem în ele. Ce salam mai faci, mă? Și ce, mă, când faceți, mă, un pic atât? O mamă agita, făceam ca titirezul, mă învârteam între camere pe aici, pe spate. Băi, de acolo, când la nobă, când la Laura, când la nobă, când la Laura. Lasă-l, nobă, să fiarbă! Lasă, fă altceva, lasă-l să fiarbă! Bă, nobă, lasă-l, că se gătește singură la mă! Fă altceva, lasă-l să fiarbă singur! E bine! Și era la mă, băi, se gătește singur, șef, dar trebuie să pun sare. Băi, haide, haide, că și felul 2 de luat. Felul 2. Felul principal. Felul principal. Ne apucăm să facem ceva pentru felul 2? Ce? Ne apucăm să facem ceva pentru felul 2? Nu, dai luata lui Dani, dai salata lui Dani după ce le faci. Asta. Și apucă-te să prăjești coriandrul ăla. Nu cred așa. Mai aveți 20 de minute. Nu mai, nu mai. Hai, bag așa. Tai capul și bag așa. Apuc asta direct acolo. Arunc. Pe cum să-l pun așa? Jur că am încercat să fac tot ce am putut, să fiu cât mai repede, mai ales că l-am văzut pe Iman foarte încet. Cât pun? Pune îi pun așa, cu coajă, cu tot? Ok. Vrei să-i curăț? Ce? Nu, am zis bagă tot întreg acolo. Da, da. Am pus momentul. Nu, ce-mi place, Laura, că ești calmă.
Nu pot să cred că pentru prima dată o văd în finală și Laura e calmă. Eu, care gen am văzut-o de multe ori agitată și așa. Îți place că sunt calmă? Da, ești bine. Încă. Pentru că, pana mea, am alergat până aici, am făcut tot ce aveam de făcut și acum vreau doar 47 de zile de cât ai alergat. Hai, scoate-le. Montăm asta, da? Adică, dacă fac eu asta, dacă fac eu asta, ce trebuie să fac, gata. Ai văzut? Da. Băi, rotunde. Vreau să gust un pic din asta. Primăriță. Rotunde, zice. Rotunde fac soră. Așa. Ai pus apă pentru cartofi? Acum. Hai. Altă greșeală a lui Iman. Iman nici măcar n-a pus apa la fiert. Asta am zis. Pui cap, pui apă. Mai avem? 15 minute. Cât? 15. 15? Da, hai. Da, măi. Repede, cu ăla. Se pare un pic overcooked. Dar nu mai aveam ce să fac. Îl tăi în felii așa foarte frumos, da? Și așa îl faci. Ăsta este. Gata, unde pun? N-am aici apă. Sau în față? Aici n-am apă. Pune-i acolo apă. Ce asta? Asta e pentru el. Aici ai pentru super șef? Ca la nebun, să credem. Aici avem... Perfect. Studii, aici avem... Ăsta, vezi că... Șef, câte apă? Gata? Duce? Tot? Nu foarte mult. Trebuie sos, mă, pentru 7 farfurii. Gata, stop. Deci, Laura, da. Rasă poșetele, măi, asta pentru ce? Vreau să fost niște feliuțe așa super subțiri, să le pun într-un... Pentru când, mă? Acum. Arată-mă un pic de coaje, acum, mai. Asta mă gândeam, așa arată mai mare. Haide, și ăsta îl tai frumos. Vezi că trebuie curățat. Trebuia prea și cajul ăsta înainte un pic. Ha? Trebuia un pic călit cajul ăsta înainte. Deja era prea târziu și va trebui să ne mulțumim cu ce avem. Băi, e mult sos, bine, mă, da. Nu e mult sos, mă, nobă, mă. Am vorbit altfel, mi-a explicat altfel care arăta aia. Eu am vrut să fie sos, să se simtă sosul. Nu, pe și ăsta îl lași așa simplu? Ăsta da, așa simplu, e doar cajul. No, ok. Cartofi unde sunt? Cartofii acolo, Tania, bagă și pune-le pe foc. Gata, ăsta, ce? Lasă să fiarbă. Pun tot asta la cocos. Super. Aveam puține emoții că n-am făcut niciodată această cremă. Bun, șef, asta nu aici. Se... Ce nu se... Ce e? Asta nu mi se pare, eu zic, mă, stai liniștit, că se face. Trebuie puțin timp. Ce fac cu asta? Vreau să fac pituță, că n-au avut timp. Nu mai faci. Nu mai faci. Acum nu-i panică, lasă. Că oamenii ăștia mâncă fără pâine. Mai sunt 10 minute. Hai că suntem bine. Cartofii la fiert, sparanghel avem? Sparanghel avem, șef. Bun, hai. Dani, uite-te o secundă la mine. Scoica, salată, homarul care iese, sosul peste. Hai, mă, decor, bine? Tăiată-mă. Acum, șef, stați așa. Ce vrei să mai fac? Întinde, te rog frumos, 7 farfurii. Scuze. De-aia de supe. Vezi, să nu dai pe lângă. Am început să pun frumos sosul de curry, am pus și merele pe lateral, am pus și bucățica de castravete marinat, am pus și stridia. Ai gustat sosul, ok? Da, e super bun sosul, da. Cireașa de pe tort, de fapt, acum vine pentru că am găsit cutia de caviar și nu aveam cum să mă abțin, adică, pe bune. Așa, înalt, nu apăsa. Mai avem 5 minute! 5 minute, hai, repede! 5 minute, fetilii! Cât? 5 minute! Zim ce să facem, hai! 5 minute, haideți! Ce faci? Caut dacă mai am, dar... Să n-ai oase. Și mai scoate din ardeiul ăla, grească, mă enervez. Eu cred că dacă o ține așa aici, Ioan, până la finalul acestei seri, cred că dă jos 5 kg ca poca. Era transpirat, era devastat, era peste tot. Cum e asta? E perfect, ce? Perfect, lasă-l acolo. Las, că mai am o tură și... Măi, 7, cred că ți-ajunge, hai. A terminat-o, era în timp, era supa aia, cacavia. E o supă care se face relativ foarte bine. 33 de minute poți să o faci, pe urmă, ce mai e? Gata, bă, trebuie să ieșim. Haide. Hai să ieșim. Hai, apucă-te de montează, parte frumos. Hai să ieșim. Hai să ieșim. Haide, colo, ia-mi colo. Haide. Dragii mei, nu sunt la prima finală din viața mea, dar dat fiind faptul că suntem într-o competiție în care noi am fost mai prezenți ca niciodată, și eram așa ca un... Băi, imobilizat. Năbăzim cu mușculețul cum îl tai, ca să știu. Păi, scoți mai întâi astea nașpa? Da? Îi le scoți? Echipa rachetă, clar, s-a mișcat ca o rachetă. Deja noi montaserăm starterul și ne apucaserăm și de main course. Hai, bagă mai repede. O să duc și eu? Da, mai trebuie sare. Hai, Francisc. Ultimul minut. Mărunțește repede. Cu cuțitul. Mărunțește, cu cuțitul, dar nu cu furculița, mamă. Hai, ștergeți tot, ștergeți, frumos. 20 de secunde. Hai. Gata. Bun. Hai să ne apucăm de următor. Sunt toate gata, hai, bun. Curățenie și la treabă. La main course avem mai puțin, avem 30 de minute. Presiunea este mai mare. Să-mi spuneți când pot să introduc ospătarii. Noi suntem gata. Gata, și aici, gata. Dragilor, intră ospătarii. Pregătiți următorul fel. Vezi bine? Foarte bine, nu se vede? Francis, cartofi, da? Primul lucru. Da, acum. Nici măcar nu există o secundă între probe, adică se termină starterul și deja cineva în spate, Ken deja s-a apucat să
să facă main course-ul. Hai, Franci, stai, go, go, go! Hai. După 30 de minute ar trebui să scoateți următoarea farfurie. Mamă, deci trece timpul... Nu intrați în panică! Ce fac ghișman cu ăsta? Bagă aici mierea, bagă miere, da. Bagă zmeura. Da. Sosul deja era făcut, pregătit, totul ardea la tigaie frumos. Cartofii? Cartofii chiar. A început să fiarbă. Pregătește-mi, te rog frumos, unt să fie topit, că trebuie să băgăm pătrunjelul și cartofii. Te ocup de sosul de ciuperci, am adus ciuperci. Mă ocup de sosul de ciuperci și ocupă-te de vită, da? Nu este mare lucru de făcut la vită, ea este elementul principal, însă o facem la tigaie. Uite. Uite, să-ți arăt așa. Cartofii trebuie tăiați într-un anume fel, ei trebuie prăjiți în ulei astfel încât crusta de jos să fie foarte crocantă și apoi răsturnați și fierți în unt. Zi-mi, lasă ce le fac, de tocmărunt? Ce? Asta. Da, main course-ul nostru este dintr-un mușchiuleț de porc, într-o crustă de ierburi, o să fie dat într-un strat de muștar. Bun, din acest moment începem să numărăm cele 30 de minute pe care le aveți la dispoziție pentru următorul fel. Ai urmărit Șef Fără Limite. Călătoria culinară continuă și în ediția viitoare. Alături de Lidl, meriți să fii surprins.